Ediția 2023 a QS World University Rankings, publicată pe data de 8 iunie, certifică pentru al doilea an consecutiv parcursul constant al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. După ce, în ediția de anul trecut a celebrului clasament, USV a fost inclusă în premieră în rândul instituțiilor de învățământ superior relevante la nivel global, în ediția 2023, Universitatea Suceveană își menține poziția din eșalonul universităților 1201+, continuând să fie ierarhizată drept una dintre cele 1400 de universități de excelență pe plan mondial și între cele mai performante 11 universități din România. Pentru ediția 2023 a QS University Rankings au fost analizate rezultatele a 2462 de instituții, dintre care 1422 au îndeplinit criteriile riguroase pentru a fi incluse în ierarhizare, cu 124 de intrări noi prin raport la ediția precedentă. La nivel național, în top se regăsesc 13 universități, dintre care două sunt nou intrate. Două universități românești, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din București, au fost ierarhizate în eșalonul 1101-1200. Alte 9 universități se regăsesc în eșalonul 1201-1400, printre care și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Topul QS University Rankings, realizat pe domenii de studiu și publicat începând cu anul 2004, are la bază următorii indicatori: prestigiul academic 40%, reputația în rândul angajatorilor 10%, numărul de citări raportat la numărul de cadre didactice 20%, raportul dintre numărul de cadre didactice și numărul de studenți 20%. Raportat la indicatorii menționați la nivel mondial, cea mai bună clasare a USV rămâne și în noua ediție a clasamentului la ponderea studenților străini, poziția 374 în clasament, cu un punctaj de 17,1 raportat la media globală de 8,7. Acest aspect a fost evidențiat și de vicepreședintele senior al QS, care a menționat că Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava are cel mai mare număr de studenți internaționali din România. Obține cel mai mare scor al locației în oricare dintre indicatorii QS, situându-se pe locul 374 în lume. Referitor la ceilalți indicatori, USV se plasează după cum urmează: prestigiul academic, eșalonul 501+, reputația în rândul angajatorilor, eșalonul 501+, numărul de citări raportat la numărul de cadre didactice 601+, raportul dintre numărul de cadre didactice și numărul de studenți 601+, ponderea cadrelor didactice din străinătate 601+. QS World University Rankings este considerat unul dintre primele topuri universitare internaționale în ceea ce privește vizibilitatea, rezultatele publicate fiind valorizate pentru dezvoltarea de politici publice în educație,